În toate localitățile unde incidența acumulată la 14 zile este mai mare de 6 la 1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 la 1000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 25 dimineața, cu următoarele excepții. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință și locul de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente, deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii, al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate calitatea de achitare a călătoriei, deplasarea din motive justificate precum îngrijirea sau însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave cu dizabilități, or deces al unui membru de familie. Pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2, sub autoritatea instituției prefectului, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, împreună cu jandarmii și polițiștii locali, au continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile legale, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Activitățile cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă au avut loc în sistem integrat și au vizat în mod special zonele aglomerate agenții economici, mijloacele de transport în comun, verificarea persoanelor aflate în izolare sau carantină la domiciliu, dar și portul măștii de protecție, acolo unde se prevede această obligativitate, scopul fiind prevenirea răspândirii virusului COVID-19. Astfel, în cadrul acțiunilor punctuale în acest weekend au fost verificate 160 de societăți comerciale, 1519 locații de interes, 791 de mijloace de transport și 5948 de persoane. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale. Polițiștii vor continua acțiunile pentru informarea cetățenilor și operatorilor economici în perioada următoare, precum și pentru prevenirea nerespectării legislației în domeniu. Reamintim faptul că în localitățile în care incidența acumulată la 14 zile este mai mare de 6 la 1000 de locuitori, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice închise și deschise.